Pentru că mâine vă confruntați cu evaluarea națională, dragilor, să dăm și câteva sfaturi. În primul rând, încercați să vă odihniți bine în această seară. Știu că sunteți emoționați, presiunea socială, presiunea părinților, dacă luați notă mică, ce se va întâmpla, dacă veți ajunge la un liceu slab. Încercați să lăsați, să uitați. Știu că este greu, dar încercați să vă concentrați asupra voastră, în primul rând, dar este primul an cu această structură nouă, cu această programă care pune accent mai mult pe partea logică, pe partea rațională. Încercați să fiți foarte atenți, da? Foarte multe cerințe, multe, multe cerințe au răspunsul direct în text. Da? Vedeți exact cum asociați, atenție la tiparele textuale, da? Dialogat, dialogal, linie de dialog, da? Apoi avem tiparul textual argumentativ. Acolo identificăm, practic, conectorii. Consider că, în primul rând, un prim argument, conectorii de argumentare practic, apoi tiparul textual poate să fie narativ, la o înlănțuire de evenimente și poate să fie descriptiv, când este descris ceva. Atenție pe la fonetică, da? Dacă avem contextul de ceapă, să spunem așa, nu? Ceară. Aici nu este diftong. C-E-A-E, da? Aveți grijă aici. Eu, da, este triftong pentru că se pronunță eu, da, ea este diftong. Atenție și la micile astea capcane, da, până la urmă trebuie să fiți atenți la subiectul 2. Aici veți avea de redactat, poate o compunere, poate un jurnal, poate un e-mail, poate o scrisoare. Dar la jurnal, jurnalul trebuie să fie la persoana întâi. Acolo, practic, scrieți ceea ce vreți voi, dar trebuie să fie plauzibil ceea ce scrieți, da? Întâmplările, da? Pe care le-ați petrecut, da? Deci nu vin extratereștii să vă răpească. La textul narativ, desigur, puteți să inventați. La jurnal să fie cumva plauzibil, da? La persoana întâi, rezumat, atenție la concordanța timpurilor, da? Scrisoare, aveți toate datele date acolo, da? Cu titlu, cu virgulă după titlu, da, dragă, nu știu ce, nu este complicat să scrieți o scrisoare, un e-mail, atenție și la greșelile astea gramaticale înfăptuite în mod frecvent, da, este mi-ar plăcea, nu mi-ar place, atenție la care pe care, atenție la decât și doar, atenție la nu fă, nu face, este corect, nu face, atenție la scrierea verbului a fi, să nu punem prea mulți, da. O să fie bine, o să fie bine, aveți grijă de voi și mâine, da, după evaluare, să ne regăsim cu bine, să ne scriem, numai bine.